Bun găsit la o nouă ediție electorală a emisiunii Observatorul Prahovean Live. Alături de mine astăzi domnul Alexandru Petre, candidatul PSD la primăria Valea Călugărească. Bun găsit, vă spun domnule Petre. Bună ziua! V-am invitat în studioul Observatorul Prahovean pentru că comuna Valea Călugărească este una dintre cele mai importante și mai numeroase din punct de vedere al populației din Prahova. Bună, astăzi sunteți candidatul PSD la primăria Valea Călugărească. Întrebarea firească, de ce ați ales să candidați la primăria Valea Călugărească și de ce PSD și nu o altă formațiune politică? O să vă răspund în ordine inversă. Vă rog. De ce PSD? Pentru că cred cu tărie că este cel mai important partid de pe șichier politic național. Are cel mai mare număr sau cel mai mare procentaj de oameni valoroși. Și a reușit întotdeauna, a fost singurul care a reușit să vină aproape de oameni cu măsuri sociale și singurul care a reușit să facă ceva în adevăratul sens al cuvântului pentru a crește calitatea vieții în țara noastră. De ce ați ales să candidați la funcția de primar? Sunteți tânăr, câți ani aveți? 37. De obicei, mulți înainte, de obicei tinerii se feresc să intre în politică, cu atât mai mult să candideze pentru o funcție importantă cum este cea de primar. De ce ați acceptat totuși oferta, să spunem, din partea PSD de a fi candidatul partidului pentru Valea Călugărească? Este mai, cum să zic, a fost un eveniment neplăcut în sânul comunității noastre. Primarul în funcție a decedat, din păcate, bunul nostru prieten și nu numai, un om deosebit. Odată cu acest eveniment nefast, postul a rămas vacant. Este foarte disputat la momentul ăsta, sunt 11 candidați, toată lumea visează ceva, nu știu exact ce. Eu am fost alături de dumnealui în ultimii 8 ani, am fost în sânul echipei, am fost, ca să spun așa, mâna lui dreaptă și nu numai, în cadrul Consiliului Local am avut rolul de președinte al Comisiei de Buget Finanțe. Știu toate proiectele, știu ce s-a făcut, știu ce mai avem de făcut, știu de unde să încep și cu ce trebuie să termin. A fost practic o chestiune firească, nu? De a continua, să spunem, munca depusă alături de fostul primar și în calitate, să spunem așa, de viitor primar. Spuneați dumneavoastră că aveți experiența necesară, cât de important este ca totuși să existe această experiență administrativă în comparație cu cei care, să spunem, se hotărăsc astăzi să candideze mâine și, practic, după alegeri se pot trezi într-o funcție unde nu există niciun fel de experiență. Afară de experiența acumulată în acești 8 ani de zile, am și niște studii în domeniu și, în afară de asta, niște studii vis-a-vis de management. Experiență în management, în relațiile cu oamenii, cam astea sunt tatuurile. Nu vin un habarnist în domeniu și îmi place să cred că acolo unde am pus umărul și în ce m-am implicat până acum a ieșit așa cum ne-am dorit, așa cum ar trebui să fie. Deci nu vin de pe, cum să zic, dintr-o postură de independent, fără susținere, fără... Apropo de susținere, vă întrerup pentru că, mă rog, am în față echipa propusă de dumneavoastră la Consiliul Local Valea Călugărească, echipa PSD, și treceam în revistă atât, să spunem, vârsta candidaților, cei propuși, repet, pentru Consiliul Local Valea Călugărească de către PSD, cât și pregătire. Și uitam că majoritatea sunt tineri, de la 24 până la, nu știu, 32-42 de ani,
sunt într-adevăr și persoane cu experiență, dar sunt minoritari, dacă putem să spunem așa. De asemenea, mă uitam că sunt din diverse domenii de activitate, de la, să spunem așa, angajați în învățământ, profesor, învățător, până la tehnician în viticultură, ingineri, chiar și instructori. Cum ați reușit să îi convingeți să vină alături de dumneavoastră, în echipa dumneavoastră? Nu pot să zic că mi-a fost greu, pentru că având în spate sprijinul PSD-ului, un partid care până la urmă a demonstrat ceva, exact cum spuneam la început, este ușor să atragi pe cineva alături de tine, plus de asta sunt oameni care mă cunosc, cu care am fel de fel de colaborări de-a lungul timpului, oameni cu care am copilărit sau cu care am interacționat sub o formă sau alta. Niciunul dintre ei nu mi este rudă. Era următoarea întrebare, nu știu, v-a spus veri, cumnații, că se mai obișnuiește, mai ales la candidații mai puțin cunoscuți, să apeleze, pentru că nu au capacitatea de a pune pe listă alți oameni, să mai apeleze la rudă. Deci nu aveți niciun grad de rudenie cu niciunul dintre candidații de la Consiliul Local. Dacă nu poți convinge o listă de 21 sau 22 să vină alături de tine în a-ți sprijini candidatura, cum poți convinge o comună întreagă sau, mă rog, o majoritate să te voteze? Este ilogic, adică nu are nicio noimă. Bun. Aș vrea totuși, trecând peste partea de prezentare, aș vrea totuși să venim și cu lucruri concrete. E clar că în această perioadă fiecare candidat încearcă să-și atragă simpatia electoratului, promițând tot felul de investiții, lucruri mai mult sau mai puțin realizabile, însă Valea Călugărească are un specific, inclusiv cel al infrastructurii. Și vroiam să vă întreb dacă v-ați gândit la un proiect care să fie implementat de-a lungul drumului național 1B, acolo unde, din păcate, se circulă cu viteză, este un drum intens circular cu două benzi pe sensul de mers și traversarea, cel puțin, devine o aventură, din păcate. Dacă aveți un program strict pentru punerea în siguranță, nu doar a pietenilor, cât și a șoferilor, pentru că în momentul în care tai două benzi să te poți încadra către Ploiești, de exemplu, dacă vii într-o localitate de pe strada adiacentă, riscul producerii unor accidente este foarte mare. Cam cum vedeți dumneavoastră rezolvarea acestei probleme? S-a discutat foarte mult pe tema asta. Avem în derulare amenajarea unui sens giratoriu mare în centrul localității. Este o întreagă amenajare, reamenajăm o zonă, de fapt, nu este doar construcția unui sens giratoriu. În afară de asta, la circa un kilometru, la intersecția cu Valea Poienii, amenajăm o bandă de stocare și una de accelerare. Acestea vor avea menirea să asigure accesul cetățenilor către domiciliu și, în sens invers, că toată zona, Valea Poienii, Valea Ursoi, Nicovan, până la Valea Meilor, adică aproape de Albești, se poate intra pe acolo și ieși. Asta este în primă fază. Suntem în discuții și la faza de studiu de fezabilitate pentru a realiza un sens giratoriu în partea cealaltă a comunei, la intrarea dinspre Bucov, în parteneriat cu ei, ca să putem asigura accesul la fel și al cetățenilor și al elevilor către liceul agricol din Valea Popii și Erache. Vis-a-vis de siguranță, se vor monta separatoare de sens. La momentul ăsta s-a oprit puțin lucrarea, am insistat să ne dea un răgaz până facem acest sens, pentru că fără el, cel puțin fără sensul ăsta și cu separatoarele montate, ar bloca practic, am separat comuna în două, ar fi imposibil să facem o... Bun, deci există suficiente, să spunem, planuri pentru siguranța traficului rutier. Dacă tot vorbim de infrastructură stradală, mai sunt... Valea Călugărească, asta vorbeam înainte de emisiune, este compusă din 15 sate. Da. Cred că este una dintre cele mai mari comune din punctul ăsta de vedere.
Cum, nu știu, cum credeți dumneavoastră că ar trebui rezolvată o problemă care cu siguranță v-a fost adusă de multe ori la cunoștință, și anume asfaltarea tuturor străzilor? Pentru că în anul 2020, pe bună dreptate, oamenii cer acces la utilități și o stradă asfaltată acolo unde să nu-și rupă mașinile, să nu se murdărească de noroi la prima ploaie și așa mai departe. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile astea? Marea majoritate a străzilor sunt asfaltate. Toate au, toate. Marea majoritate, mai sunt extinderi mici, colo-colo, unde s-au mai construit două, trei case, unde am apărut un cartier nou și așa mai departe, unde nu sunt asfaltate. Ne dorim să le avem pe toate asfaltate, dar consider că toate se fac într-o ordine firească. Ar fi logic să asfaltăm strada, să o ducem la bun sfârșit, cu șanțuri, cu tot ce trebuie, și după aceea să spargem, să punem gaze sau să punem canalizare. Deci, da, atunci ar fi înjurat de două ori, ca să spunem așa. Exact. E o ordine firească a lucrurilor, sperăm să o luăm pas cu pas și în final să arate așa cum trebuie să arate o comună europeană la nivelul anului 2024, când se va termina acest mandat. Bun, domnule Petre, spuneați dumneavoastră de utilități. O mare problemă care, din păcate, devine chiar acută în perioadele astea de secetă, o reprezintă furnizarea apei. Știu că acolo este un operator local. Cum vedeți dumneavoastră rezolvarea acestei probleme, mai ales că primim și noi la ziar multe reclamații pe această temă, și anume faptul că oamenii nu au apă, se întâmplă diverse avarii. Cum credeți că ar trebui gestionată de către primărie problema apei? S-a discutat foarte mult pe toate sursele vis-a-vis de această problemă, nu o să mai insist. Deja cei care au vrut să audă varianta mea pe acest subiect au auzit-o. Simplu, căutăm să reziliem contractul cu acest furnizor. Ne bazăm pe posibilitățile juridice vis-a-vis de calitatea apei și calitatea prestației în teritoriu. Și găsim o altă cale mult mai profesionistă. În speță, consider că singurii care pot face față cu succes cerințelor de calitate și investiții serioase și tot ce ține de acest aspect sunt cei de la Hidroprahova. Societatea de apă a Consiliului Județean Prahova. Exact. Este o societate de stat, nu avem partipriuri cu nimeni, nu duce nimeni profitul acasă de acolo, nu avem prietenii ca să evităm, că am auzit tot felul de chestii, că e ăla, că e celălalt. Nu. Ia Consiliul Județean, e de stat, punct. Bun. În ceea ce privește restul utilităților, mă refer aici la zone unde nu există canalizare sau case care nu sunt raportate la gaze. Am văzut aici în programul nostru electoral nicio casă fără apă sau fără gaze. Cât de, să spunem așa, fezabil este proiectul ăsta, astfel încât toți locuitorii din comuna Valea Călugărească să aibă acces la utilități? Deja o bună parte din comună au gaze. Se demarează acum în septembrie un proiect de racordare la gaze a 4 sate, deci o încă o bună parte, 25%, poate și mai mult, că să vorbim de 4 sate destul de mari. Vor mai fi mici extinderi de rețea, satul Rachieri mai are la fel o bună parte neacoperită încă, dar este timp să o rezolvăm și pe aceea în următorii ani, în limita bugetului, în limita posibilităților financiare, pentru că realitatea ne-a demonstrat că, în ciuda faptului că suntem o comună mare cu 15 sate, bugetul nu este unul pe măsură. Bun. Și ca să închidem acest capitol, am văzut printre prioritățile primului an de mandat pe care îl propuneți la primăria Valea Călugărească,
Vom asigura vidanjarea la prețuri foarte mici în zonele neracordate la canalizare prin achiziția unei vindaje proprii. Practic, oamenii să poată apela la primărie și nu la diversi operatori privați pentru această problemă, mai ales chiar și casele, să spunem, noi făcute, care pentru autorizare au fost nevoite să-și facă acele fose vidanjabile, să aibă totuși acces la un serviciu la un preț decent, nu, exact. Nu cât se cere pe piața liberă, nu? Avem o mică zonă din comună acoperită cu serviciul ăsta de canalizare, racordată la o stație de epurare care nu este tocmai conformă cu normele europene, este deja învechită. Ca să racordăm și restul satului, mai avem nevoie de cel puțin 3 stații de epurare, pentru că așa este configurația geografică a localității. Am avea posibilitatea să facem una, de exemplu, dar ar însemna să facem repompări pe... Ar fi o investiție foarte serioasă și cred că și costisitoare, exact, din punct de vedere al administrării. Exact, o investiție costisitoare. Există cămine de canalizare cu repompare electrică, automatizate, totuși există tehnologie. Da. Dar toate astea vin cu costuri foarte mari, undeva peste 15.000 de euro un astfel de cămin, iar costurile cu electricitatea pentru pomparea acestui... S-ar ajunge practic s-ar regăsi în factură. Și iarăși nu este bine. Și atunci căutăm varianta optimă, adică scurgere gravitațională. Bun. Din punct de vedere al mediului, am văzut că sunteți preocupat de zona de, să spunem, economii la buget, dar și din punct de vedere al eficienței energetice, cum ar fi înlocuirea actualului sistem de iluminat public cu cel LED, dar și, spuneați noastră, în acest liant, ecologizarea localității și montarea de coșuri de gunoi stradale. Se poate face mai mult în zona asta de curățenie a localității? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Se poate face mai mult pornind, în primul rând, de la educație. Ies seara uneori cu copiii la locul de joacă, un loc de joacă nu foarte mare, are 4 coșuri, în 4 colțuri, sunt goale și toate gunoaiele sunt pe jos. Aici nu sunt, deci nu pot fi de acord cu așa ceva și le promit celor care au astfel de obicei că vor fi monitorizați video și vor primi amenzi usturătoare. Deci la partea de mediu să termină orice indulgență din punctul meu de vedere, pentru că vorbim despre un viitor sănătos al copiilor noștri. Da, aici suntem de acord. Apropo de copii, o zonă sensibilă, mai ales în perioada asta, cu siguranță, este cea a învățământului. Practic, există mari șanse ca, din păcate, spun eu, în continuare școala online, chiar și prin rocadă cu școala clasică, să funcționeze în continuare, vorbind de o infrastructură destul de complicată a sistemului de învățământ. Cum credeți că ar trebui să gestioneze autoritățile locale o astfel de problemă? Și dacă mai e loc de investiții în clădiri, pentru că mai devreme sau mai târziu o să se termine și pandemia și practic toți copiii vor reveni la grădiniță, școală, liceu și așa mai departe. E un subiect delicat. Guvernul, în păcate, nu a venit în sprijinul autorităților locale în tot ce a ținut de această pandemie. Au trebuit de cele mai multe ori să ne gospodărim singuri cu tot ce a ținut de dezinfectanți, curățenie și așa. Pasarea responsabilității. Guvernul către primărie. Cam către asta părinți. Se face și acum. La liceul din localitate, liceul agricol, colegiul agricol, o să se meargă pe varianta aceasta mixtă, o zi la școală, o zi online. Vom vedea cum o să fie. Nu știm încă, nu avem un set de proceduri sau urmează să apară. Mâine avem o ședință de consiliu în care se va discuta și această problemă. E un subiect delicat. Sperăm să trecem cât mai repede peste această problemă, pentru că
ne-a dat peste cap, sunt convins, nu numai pe noi la Valea Călugărească. Toate autoritățile locale au fost prinse pe picior greșit, nimeni n-a avut bani prevăzuți pentru așa ceva, complicat. Da. Un alt domeniu, că tot vorbim de epidemii și probleme, ar fi cel de sănătate. În ce măsură sistemul actual poate fi îmbunătățit astfel încât cetățenii comunei să aibă acces la servicii medicale primare? E clar că nu putem avea acum pretenția ca în Valea Călugărească să se poată face operații chirurgicale complicate, dar mă gândesc la accesul la servicii medicale, nu știu, un stomatolog, medicul de familie și așa mai departe, pentru că iată, din păcate, prahovenii s-au trezit peste noapte în imposibilitatea de a se adresa spitalelor din cauza epidemiei COVID. Cum vedeți dumneavoastră sau ce ar trebui să facă viitoarea administrație astfel încât oamenii să aibă acces la servicii medicale, să spunem așa, primare? Avem o desfășurare la momentul acesta pe programul, pe PNDL, refacerea dispensarului uman. Se lucrează la el, am găsit pe acolo niște surprize, era o clădire foarte veche, s-au dărâmat niște pereți, niște planșee, s-au găsit niște beciuri în fundație, niște găuri pe acolo de care nu se știa, nu erau prevăzute în proiect, a trebuit să tot refacem proiecte și să o tot luăm de la capăt, s-a bătut puțin pasul pe loc, deja am intrat în linie dreaptă, se lucrează la acoperiș, mă rog, nu intru în detalii. Va fi un dispensar modern cu mobilier, cu aparatură medicală, cu tot ce trebuie primar, e adevărat, pentru medicii de familie, pentru un stomatolog, iar ca plus personal la acest proiect îmi doresc să avem o salvare. Sunt satele din sudul localității, Dârvari, Pantazii, Radila, Cozlegi, care pentru a avea acces la salvare, la serviciu 1-2, trebuie să facă o buclă destul de mare, da, să se ajungă acolo, indiferent că vine de la Ploiești, că vine de la Urlați, că vine de la Mizil, acea salvare vine destul de greu, cel puțin pentru satele astea. Nu mai zic pentru o intervenție rapidă în cazul unui accident pe DN sau eu știu ce se mai întâmplă pe acolo. Practic primăria prin serviciu propriu de transport pacienți ar putea să... Nu de transport, o salvare dotată cu tot ce trebuie pentru intervenție, cu personal calificat, să avem o salvare noastră 24 de ore, 7 zile de 7, să știu că oriunde, în orice colț al localității, poate ajunge salvarea în 3 minute, în 7, în 5. Am înțeles să nu mai fie nevoie de venirea unei ambulanțe de la Ploiești, de exemplu. Doar dacă, eu știu, situația mă impune. Bun. O problemă general valabilă, mai ales în mediul rural, este cea funciară. Cum vedeți dumneavoastră rezolvată problema asta? Încă după 30 de ani, oamenii se mai judecă, se mai chinuie, stai că e terenul meu, mi-a intrat un metru la mine vecine și așa mai departe. Cum poate primăria să pună ordine, practic, în zona asta a cadastrului? În primul rând, oamenii trebuie să-și pună ordine în propriile hârtii. Să-și dezbată succesiuni, să vadă cine pe cine moștenește, să-și lămurească acte de proprietate și abia după aia putem să vorbim despre cadastru și carte funciară și așa mai departe, dar putem include comuna, sunt programe europene în sensul ăsta, s-au făcut niște demersuri, nu prea... Nu s-a înscris nimeni la licitație la momentul respectiv. Suma a fost destul de mică care s-a putut aloca pentru acest serviciu, dar o luăm de la capăt și ne dorim, pentru că garantarea proprietății până la urmă și siguranța asta, domnule, palma asta de pământ, mică, mare, cum e casa asta, mică, mare, nu contează, dar știu sigur că e a mea, e intabulată, e cadastrată, s-a terminat, nu mai încape nicio semn de... Apropo de pământ și de loturi de casă, mă întreb, sunteți tânăr, cu siguranță și în Valea Călugărească prețul terenurilor de casă a crescut în ultimii ani. Dacă există posibilitatea, dacă autoritățile locale au suficient
teren pentru a le pune la dispoziția tinerilor acele loturi de casă la care visează foarte mulți. Avem avem deja două zone cu locuri, trei chiar, unde s-au acordat locuri de casă. Se pot extinde, am identificat deja în anumite parcele care sunt ale Consiliului Local și unde se pot acorda locuri de casă pe legea 15, cea pentru tineri sub 35 de ani. Da. Există această posibilitate. În zonele respective avem utilități, adică e tot un... Deci se va continua acest program pentru tine, da? Cu siguranță. La momentul ăsta sunt ocupate abuziv de foarte multă vreme, da, cu o grădină, cu un garaj, cu tot felul. Asta e, oamenii trebuie să înțeleagă, atâta timp cât în acte nu e terenul lor, exact, trebuie să-l cedeze. Bun, înainte de, pentru că am ajuns la finalul emisiunii, înainte de a vă lăsa să transmiteți un mesaj, aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră o problemă care, din păcate, devine sau urmează să devină și mai stringentă, cea locurilor de muncă, astfel încât tinerii și nu numai locuitorii apt de muncă din comună să nu mai fie nevoiți să facă naveta, nu știu, zeci de kilometri până la locul de muncă. Cum poate primăria să atragă investiții, chiar și străine, astfel încât oamenii din zonă să aibă acces la niște locuri de muncă decente la ei în comună și, repet, să nu fie nevoiți să facă o navetă destul de obositoare și costisitoare? Aici este un subiect mai amplu, axat pe două părți. În primul rând, faptul că alimentăm cu gaze satele de jos, așa cum se spune, creăm premisele apariției unor investitori în zonă. De ce spun asta? Pentru că tot ce înseamnă DN la noi este blocat. Cu toții știm, e casă lângă casă, n-ai unde. Da. Și să vrei, n-ai unde. Singura posibilitate de suprafață pretabilă pentru așa ceva este în sudul localității. De-aia am dus apă acolo, de-aia am dus gaze, să ridicăm puțin valoarea din punctul ăsta de vedere, să creăm premisele apariției unor investitori în zonă. Mai am o altă viziune din punctul ăsta de vedere, pentru că totuși nu sunt zeci de kilometri, suntem la 5, 6, 7 minute, depinde de unde pleci și cât de repede mergi. Oare? De Ploiești, cine vrea să muncească, își găsește, mai ales la timpul ăsta, își găsește de muncă. Trebuie doar să vrem să muncim. Prin crearea unui departament în cadrul primăriei mai amplu, avem deja, dar mai amplu, mai bine structurat, unui departament de atragere de fonduri europene, vom încerca să facem un fel de școlarizare cu cetățeanul, așa fel încât să-și poată atrage investiții și fonduri europene pentru crearea de mici afaceri proprii. Suntem pe drumul vinului, suntem artiști, îmi place mie să spun, în tot ce înseamnă viticultură și vinificație și nu văd de ce n-am face bani din asta, la modul profesionist. Nu doar să vindem struguri sau vin. Corect. Nu, putem să o facem așa cum avem modele prin Occident. Bun. Cu pensiuni, cu tot felul de... Cu siguranță oportunități sunt. Așa cum ați spus și noastră, e nevoie însă de a le spune oamenilor ce trebuie să facă și de a învăța efectiv cum se poate face și trăi dintr-un business propriu. Așadar, am ajuns la finalul emisiunii. Domnule Petre, vă doresc succes în campanie electorală și evident la alegeri. Cu dumneavoastră mă revăd mâine cu un alt candidat. Până atunci vă transmitem împreună multă sănătate. La revedere.